După 3 ani și câteva săptămâni, în sfârșit apare o nouă operațiune în CS:GO. Sau mai bine spus, prima operațiune din CS2. Armory este aici și avem toate detaliile despre ea, așa că hai să dăm un ochi rapid. Este prima oară când am intrat pe joc, am văzut operațiune și am zis, ok, e momentul să filmăm, să vedem ce s-a băgat nou, să vedem împreună despre ce este aici. Update-ul cred că s-a băgat ieri spre astăzi, adică miercuri seara, adică joi dimineața mai bine zis, ceva de genul, așa că hai să vedem ce este aici. Featuring modern 100 new items, deci avem peste 100 de iteme, 3 new weapon collection, a new weapon case, stickers, and introduction, all new weapon sharps. Ok, hai să vedem ce avem aici. Deci avem nu-mi zic că-s dalea de se pun pe arme. Ok, vedem. Astea bănesc că sunt stickere, iteme. Deci avem 3 de-astea de iteme. Nu, ce să stea, mă? Iteme. Ok, hai să dăm scroll pentru că deja pe mine mă bate. Avem overpass, nu știu ce-s astea, graphics, nu știu. Hai să vedem. Armory pass. Deci trebuie să activăm ăsta pentru a face mai progress order, eu credit, așa, bun. Deci cu cât facem XP, facem și credite. Ok, bun, asta nu ne interesează. Introducții charms. Ok, ne transformăm în Valorant sau Fortnite sau care aveau de-astea de pus. Bă, nu e o idee rea, dar noi nu avem nevoie de așa ceva. Bro, jucăm un match, jucăm un joc în care eu mă bat contra altul într-un război fictiv în care noi ne dăm sufletul să câștigăm pentru niște amărâte de puncte și tu vii și mi-adaugi ursuleți, armă. Da, eu când dau cap vreau să văd că mi-a dat cap un om pe care îl cheamă Matahala, dar are armăros cu ursuleț. Ce ia, bă, băiatule, bă. Da, este interesantă, nu zic nu, este un update bun. Bun, arată chiar ok, dar nu mi se pare că aveam nevoie de așa ceva în momentul actual. Noi avem nevoie de cu totul altceva și știți foarte bine despre ceea ce vorbesc. Vorbim despre un anticheat mai bun, vorbim despre servere mai ok, vorbim de movement și de tick rate mult mai ok decât avem în joc. Pentru că sunt atâtea faze, am atâtea faze și pe lever și pe toate astea în care, bă, trag jos și dau cap sus în momentul în care nici măcar n-am tras de țintă. Sunt niște chestii irelevante și mă refer că am pățit eu să omor, nu neapărat să mor. De asemenea, sunt și chestiile alea de după perete. Despre ce facem aici, bro? Bun, Missing Link Charm. Hei, așa, weapon, așa. Nu o să citesc pentru voi pentru că engleza mea este una de balt, așa că o să citesc mai mult pentru mine. Așa. Capsule because of the sausage. Ok, visul tău a devenit realitate. Nu prea era visul meu, sincer. Small Arms Charm. Astea nu știu unde se pun. Pe arme? Can you interest you? Interest a more gun? De ce îmi zice de cârnați? Is the gun made of cârnați? What the fuck? Technically is. Ok. Recycle CSGO weapon. Ok, deci astea cum ar fi? Sunt skinuri recycle și au dreptate, adică dacă ne uităm la macurile astea, la USP-ul care e ultraviolet sau cum îl chema, cuțitul gold, ăsta nu știu care e, acau mov, ok, polare, weapon collection, overpass collection, inspired by its iconic graffiti, the overpass collection includes 16, în română și engleză, weapon finished from the master. Ok, și avem asta. Wow, hai să vedem că deja văd cum mi-a dat două. Deci avem una ca Be the Monster. Bă, arată super bacau. Deci îmi place așa cum e designul. Dragon Snore, bă. Ok. AVP Krakow. Îmi place maxim AVP-ul ăsta. Wow, o să costesc cum, vă dați seama. A of Zapmas. E decent, cam colorat totuși. Master Mallet, asta chiar e și maker pe XM, chiar ne trebuia un de ăsta. Sweet Light Angels. Ok. Tilgref, oribil. Worst Wall.
Bă, e o Nova interesantă, nu zic nu. Mai ales că eu folosesc Nova, poate și face asta. Wow, cât de cute e asta, bro! Pipsqueak, Pipsqueak. Deci, cât de șmecher poate să fie, bro? Ăsta-l vreau, nu folosesc așa ceva, nu folosesc cărmea, dar-l vreau. Asta e ok. Asta, nu o să zic nimic de el. Tilted. Bă, e decent, dar... Wash me, please. Bă, e nebun, spală-mă. Cum să faci o armă numită spală-mă? Ok. Un MP5. Pe 90. Și un 5.7. Ok. Hai să vedem. Graphic Collection. Asta e o nouă colecție cu tot la fel 16 iteme. Nu știm dacă avem și item special. Totuși o să ne uităm. Un AVP care arată decent. Nu e wow, dar arată ok. Au cu care... Lil Pig. Nu vreau să fie rău, dar poziția porcului... Bă, oi fi eu puțin mai ciudat. Bă, dar poziția porcului... Para mea, nu știu. Starcade, Starcade, cade stele, cum ar fi, știi? Starcade, mamă, ce-am făcut pe aici. Bă, soare, iau-te, soaie. Bă, îmi place ăla. Pe 90 e fain, ăsta chiar îmi place pe 90 ăsta. Atac vector. Ce mai avem pe aici? CZ, eu folosesc CZ-ul și chiar arată ok. Half tone sniff, shift. Crossfade. E ceva simplist, are ceva pe aici, fade-uri. Trebuie să le testăm și în joc, să vedem cum arată. Bă, și cam atâta. NV. Bă, arată interesant că e cu verde. Și asta e fain. Aici îmi place cum sunt astea aici, nu știu dacă voi observați, dar pare o față mai așa, mai distorsionată. Un FAMAS, un Scout. Da, ok, nu prea îmi place colecția asta, sunt doar câteva skin-uri. Și Sport and File Collection, unde deja avem M4A1 Fade, care cred eu că va fi unul dintre cele mai scumpe M4-uri, lângă Icarus Fel sau cel mai fi pe acolo. Axia Glock-ul ăsta e interesant, dar... N-ar fi plăcut și ăsta să aibă ceva pe el. Îmi place cum se vede, dacă uitați aici, parcă pare efectiv colorat gen nu imprimat. Pare pusă poza peste el, gen. Ok, Crimson Foil ăsta chiar e fain. UMP-ul ăsta chiar e fain. Arctic Thrill Tone nu arată rău. Heatrid, Alpin Camo, cum vreți voi. Îmi place. Yorkshire, small game. Zeno, Wildwood, ăsta e fine, ăsta chiar e drăguț. Colchel, Olive, Polycam. Bă, n-arată rău, ăsta s-ar putea să fie un skin pe care o să-l tot vedem perioadele astea prin joc. Și cam ăsta a fost, da. The Gallery Case. Deci avem o cutie nouă cu 16 iteme, da? Sper să ne arate și cuțitele, totuși vreau să văd și ce avem, sau mănuși orice. Vaporwave. Cu tabloul ăsta, am uitat cum îl cheamă pe omul ăsta. Scrieți-mi voi în comentarii dacă știți cum îl cheamă. De asemenea, am uitat să apăsați pe butonul de like dacă vă place. Știu că deja au trecut 10 minute, dar vă zic și eu când mai apuc, pentru că na. De asemenea, Beneba în descriere, Instagram-ul, Hellcase, Sony 10, chestii de-astea. Wow, Goldtooth. Bă, îmi place cum arată. Ok, Neo Noir-ul, un skin genial, arată super pe ăsta. Epicenter. E faină chestia asta, cum au gândit-o. The Outsiders. Cu camionul, cu nu știu, ăsta arată, cred că arată foarte bine pe Factory New. Deci, va fi un skin scump. Rapid Transit, e decent. Ăsta arată interesant, îmi place cum l-au gândit. Vedem că au aici Randy Rush pe un glonț, o linie de finish. Acceptabil. Saiba O'Neil. Bă, arată fain, era un actor ăla O'Neil, cum îl chema? Hydro Strike, nu prea folosesc, dar arată decent. Turbina. Mă simt ca la piesă de mașină, efectiv. Deci când mă joc CS, deci când mă joc cu piese de mașină. Trailblazer, Tango, Hypnos, Lux Stream,
Statistics. X-Lader, Statistics, vreau să văd statisticile. Caligrafiti. Interesant. 027. Nicio treabă n-are numele. 027. Dacă știți voi de la ce vine 027. Și avem Kukri Knife. Avem skin-uri pe Kukri Knife. Bă, cât de bine poate să arate Crimson Web. Cât de bine poate să arate ăsta. Băi, băiatule, băi. Deci arată superb ăsta și Crimson Web. Deci îmi plac la nebunia astea două. Wow, Kukri Knife-ul. Hai să vedem ce am mai jos. Elemental and Craft Stickers. Unde putem avea mai multe stickere. Cred că putem să craftăm noi ceva cu ele. Nu știu exact. Crepe Preview. Deci noi îl punem. Oh, putem. Bro, se învârt astea. Wow. Și poți să... Bă, arată interesant asta. Asta chiar arată interesant, ok? Asta chiar arată interesant. Limited edition item. Forget and fire each hit trait desert eagle is unique. Nu pot să citesc, nu pot. Pentru voi nu pot să citesc. Venom 4, available for a limited time in the harmony. Deci îl avem pe ăsta care e un fel de... case hardened, dar... Și un fuck you aici ne înjură. Release nou, dar monitorul is nou available așa. 3 new weapons collection to așa. Activity bar așa. Redeem credit for așa. Charmuri, inventory and item. Animation. Gameplay, flashman and grenade no longer permanent to detonate when they exceed their stacks bounce. Grafica, display, selection, drop down for non-window full screen mode. Așa pe mine mă interesează. In-game m-ar interesa. Mape, Italy, DAS 2, Fixom, CS2, C4, Stack Spot, Nuke, Overpass. Ok, hai să vedem cum arată puțin aici. Deci ce ar trebui noi să vedem? Vedem că avem de-astea pe aici, play-ul, avem ceva la play nou. Italy Office, Italy a fost. Nu mai țin minte, Italy nu știu dacă a fost aici până acum. Parcă se oprea la office, parcă, nu sunt sigur. Wingman ceva nou, assembly și memento, nu, classic. Premierul bănuiesc că e cu la fel cu aceleași meciuri. Loadout irrelevant, store-ul irrelevant, news-ul avem deja asta aici. Hai să vedem aici puțin dacă apăsăm ce se întâmplă. Deci la 25, 103 days remaining to claim this offer. Deci noi putem să luăm oferta asta. Și nu cred că o să ne rămână permanent. Hai să vedem cât costă și pass-ul, dacă toți suntem în poziția asta. 16 euro. 40 total money credit by playing and earning XP. Ok, poate o să luăm, poate o să luăm, nu zic nu. Ce avem aici? Bun, missing link charm. Deci pentru use 3 stele și luăm un d-ăsta. Bă, nu e rău, 3 stele pentru unul nu e rău. După care avem ăsta. Get a random item from small arms charm. Ia, pot să-i dau preview. Preview charm. Vreau să-i văd pe AVP-ul meu. Ia să vedem unde e AVP-ul. Alo? Ia să vedem. Ok. Bă, n-arată rău. Ok? Bine, eu joc cu ea pe stânga. Adică acum o să trească să... Eu pe partea asta cred că-l văd dacă nu mă șer. Păi și nu pot să-l pun pe partea cealaltă? Nu pot să-l pun pe partea asta aici? Da, interesant că nu mă lăsă să-l pun pe partea, doar pe partea asta pe aici. Da, bă, n-arată rău să pun așa aici ușor. Bă, da, de ce se... Bă, ce e asta mă de aici? Wow. Îl punem așa aici pe vârful țevii, bam. Și când tragem cu polarul. Bă, e interesantă, nu zic, chiar e ok, chiar arată ok asta. După care avem ăsta pentru 4 stele, avem o șansă la toate astea. Ok. Pentru 4 stele avem o șansă la toate astea. Pentru 4 stele avem o șansă la toate astea. De aici, bă, dacă ar fi să deschid. Vedem mai încolo, de fapt. După care avem aici... Get the gallery case. De cât pe gallery case key. Ok, deci pentru două de astea. Luăm cutii. Și după care key. Ok. Să vedem cam cât costă o cutie, ok, poate le luăm, poate facem un ban după urma lor, cine știe, poate ne scoatem banii. Aici avem grafituri de-astea și mechere,
care mi se par genial. Hai să vedem mai asta cum arată. Review sticker. Hai să-l folosim pe acasă. Vedem, uite, de exemplu, aș vrea să-l pun peste ăsta. Oh, pot să-l și rotez. Super, super, super. Și aș vrea să-i fac... Ok, deci nu arată cine știe ce. Să-l pui așa, gen cum ar fi să pară că... Da, bă, e interesantă și asta cu preview, e interesantă. Și avem de aici, de exemplu, astea care se mișcă. Deci avem primele graffiti mișcătoare, cum ar fi, glitere de-astea șmechere. Și per total cam ăsta este. Deci avem gallery case-ul, două de-astea pentru ok. Deci am putea lua undeva la 20 de cutii per total. Elemental craft stickers, charm craft stickers, sport and filed, graphic designer. Bă, nu e o de-asta rea. Nu este rea. Uite aici avem ăsta pe store la Harmony. Ce tare. Nu? Pe store dăm? Da, pe store la Harmony. Bă, per pass and redeem the... Deci eu cumpăr pass-ul și iau 5, 20 de dale automat. Ar 40 Harmony credit per pass and redeem them for item. Deci eu în momentul ăsta dau 16 euro. Iau PES-ul, iau 40 de puncte și cu alea 40 de puncte pot să fac ce vreau eu aici. Păi automat, mi-aș lua unul de ăsta pentru că, de ce nu până la urmă, adică arată interesant. Ce l-aș pune, pă, poți să-l pui pe bombă? Yo, pă, poți să-l pui pe bombă, bă. Ia uite, ce tare. Ok, da, ok, nu zic nu. Dar limited item ăsta nu știu dacă îl vreau. Ăsta scrieți-mi voi în comentarii dacă rămâne permanent sau pur și simplu dispare după. Că e limited, deci limited edition item. Deci bănuiesc că o să dispară, nu? Dar în mare parte cam ăsta este update-ul. Nimica nou, nu avem misiuni, nu e nimica wow. Pur și simplu doar băgăm bani, luăm steluțe, băgăm bani, luăm steluțe, băgăm bani, luăm steluțe. Cam asta exprimă în cazul meu ăsta. Facem și drop-ul. O să mă joc poate pe un live, poate cine știe, ne jucăm pe un live și vedem ce și cum. Scrieți-mi și voi în comentarii dacă știți mai multe despre el, despre acest event. Learn more about. Asta am dat deja și aici am văzut mare parte astea. Bă, nu știu ce să zic neapărat. Că e de bine, că e de rău, mă bucur că avem ceva nou, dar nu-mi place că avem ceva nou, fără misiuni, fără o chestie. Mi se părea mai interesant, dai banii pe PES, jucai, făceai misiuni. Așa l-am cumpărat, dacă mi-a dat direct PES-ul și mi-a dat 40 de puncte, mi se pare puțin cam așa și așa. Da, cam astea fiind spuse, eu am fost Sony și ne revedem cu siguranță la un nou clip, desigur, seara, pe un live. Pa, bă! Ăsta e refren ca la mine, nu găsi nimeni, nu se leagă de piesă, nici nu trebuie să-l gândești. Vizic de două ori ca să vă captez atenția, că suntem în război și muzica e muniția. Ăsta e refren ca la mine, nu găsi nimeni, nu se leagă de piesă, nici nu trebuie să-l gândești. Vizic de două ori ca să vă captez atenția, că suntem în război și muzica e muniția.